Ca în fiecare duminică, tot gospodarul merge la obor. De data aceasta, târgul de animale și cereale din Medgidia a fost luat la puricat de oamenii legii. Aceștia din urmă nu au fost interesați să negocieze prețul vreunui animal, ci au desfășurat o razie. Condimente la păsări aici, viață! La păsări, mi-a cer, doamne, buletinul la mașină, ce să încep? Aveți toate actele în regulă? Ce să am la păsări? Nu am, nu să am. Ajunge, până unde? Ați știut că este nevoie de buletin? Nu știu, doamne, am plecat de dimineață, de unde, în grabă, ce să facem? Pe principiul și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură, neregulile au curs, drept pentru care oamenii legii au scris și au tot scris procese verbale. După ce am intrat în obor cu efective din cadrul poliției locale și a poliției naționale, atât de la judiciar cât și circulație, dar mai ales ordine publică și economic, majoritatea comercianților au început să plece, deoarece, bineînțeles, erau în afara cadrului legal. Așa, aceștia au fost opriți, s-au aplicat până în prezent 16 sancțiuni contravenționale la legea 12 și alte acte normative privind comerțul ambulant și de transport a animalelor vii. Vom continua această activitate atât în oborul Medgidia, cât și în piețele din Medgidia. În timp ce negustorii au fost luați prin surprindere de razia polițiștilor, cumpărătorii au avut opinii diferite. Se sperie oameni. Și producători, ce? Ce rost are asta? Hoții nu-ți vin la obor. Foarte bine. Să mai termine cu biznitarea asta. Nu pe gumâne pare bine. Să-i mai stărpească pe speculația, nu vedeți? Noi muncim de nesare ochii și alții... Da. Nu, nici 2 lei nu dă. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare. Pe lângă oborul de animale din Medgidia, oamenii legii au în vizor și târgul de la Cobadin. Totodată, carmangeriile din zonă vor fi vizitate de polițiști.